Neața, mergem la Comic-Con. Așa cum am promis, o să fiu în drum, Iași București, de vreo 400 de kilometri, de-abia aștept să conduc atât. Dar mai întâi trebuie să duc mașina la spălat. Neapărat trebuie să duc mașina la spălat, arată groaznic. Hai să descam cum arată mașina mea. Da, cam așa arată o mașină de care nu s-a avut grijă deloc. Și înăuntru, cred că se poate vedea și o sticlă lăsată de, nu știu, cred că are 2 săptămâni. Gata, am spălat și mașina. Mamă, ce bine miroase acum înăuntru. Uilei, nu cred că am spălat mașina anul ăsta vreodată. De-abia aștept să ajung la Comic-Con. E prima dată când merg acolo. Sincer, nu mă interesează costumele, pentru că practic asta e tematica Comic-Con. Pe mine mă interesează mai mult să merg să mă întâlnesc cu alți youtuberi, să văd exact cum sunt ei în spatele camerei, să văd. De-abia aștept, am și puține emoții, sincer. În momentul de față am undeva aproape de 100 de subscriberi, de care sunt foarte mândru. Sunt extraordinar de mândru, pentru că n-am început asta de multă vreme. Și deja am 100 de oameni cărora le mulțumesc că sunt aici. Și cu ocazia asta, nu știu, dați un subscribe acolo, poate ajungem la 200 și poate chiar mai mult. Am pregătit ceva pentru anumite targeturi, dar vorbim despre asta într-un alt video. O să mai trebuiască să mai au niște oameni pe drum, niște oameni care vor să meargă tot la București, din Iași. Și am o mică problemă, nu știu dacă se observă, dar eu am scaunul extraordinar de dat pe spate. Că e dat maxim pe spate, eu nu stau în scaun de mașină, eu stau în fotoliu de mașină. Și dacă o să vină cineva în spatele meu, clar nu are loc de picioare, așa că o să trebuie să-mi dau scaunul mai în față. Dar asta este, ne descurcăm cum putem. Și cam da, de acum o să ne vedem la drum. Pa! Și am ajuns la Comic-Con. O grămadă de lume și încă se mai adună, adică abia este ora... Păi 12 fără 10 și lumea încă se adună. A făcut intrarea, a luat brățara și acum caut neapărat un stand de cafea. Am nevoie de cafea neapărat pentru a putea face B-roll-ul ăla pe care îl așteptăm cu toții. Avem un fel de, nu știu, un street food festival, unul mai mic. Și numai mâncare, nu este cafea. Ai găsit până la urmă ceva de cafea? Da, promit că găsesc cafea, ne întoarcem cu biroul mai târziu. Pa!
am terminat sesiunea de Comic-Con pe azi, dar nu m-am putut abține să nu cumpăr un fel de mystery box pe care l-am găsit acolo. Erau mai multe opțiuni, puteai să alegi și cu Marvel și cu Harry Potter. Eu am luat Gamer Mix pentru că mi se părea cel mai interesant. Habar n-am ce să aflu înăuntru, am rezistat, efectiv am rezistat toată ziua să aflu ce e înăuntru, pentru că să ajung acasă să filmez ce e înăuntru. Așa că am dat 40 de lei pe toată treaba asta, e super ușoară. Și habar n-am ce putem găsi înăuntru. O jucărie Fallout? Habar nu am, deci nu știu jocul. Da, nici măcar nu o să desfac. Următoarea chestie este un... este un pin cu World of Warcraft. Da, pinul ăsta îmi place, dar totuși nu știu cât o să-l folosesc. Și ultima chestie este un strap. Cred, da, este un strap, un șnur cu Minecraft. Mă rog, Gaming Edition. Eu nu folosesc niciuna din chestiile astea, așa că dacă vreodată cineva se uită la clipul ăsta și le vrea, cred că le pot da giveaway. Așa că... lăsați un comentariu dacă vreți chestiile astea și eu vi le pot oferi cu mare drag, pentru că nu le folosesc. Și acum, ca să vedeți ce priveliște am eu în București, la ora asta, pentru că e golden hour. Da, cam asta se vede de la balconul unde stau eu și acolo undeva în zona aia se vede puțin în Casa Poporului. Foarte, foarte puțin. Și hai cu finalul videoului.